Bună dimineața! Foarte frumoasă această dimineață, nu numai pentru faptul că este cea de vineri, ci pentru că alături de mine este Ovidiu. Bună dimineața! Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Iată, ne revedem pe canalul TVR Cluj al televiziunii române. V-am pregătit subiecte interesante și pentru astăzi aveți toate motivele să vă începeți ziua cu noi. Așa, Irina? Așa este și puțin tel mai încolo chiar vom intra în legătură și cu colegii de la Iași, pentru că vrem și lor și tuturor celor din țară să le vorbim despre un super concert care va fi prezentat publicului din Cluj, dar și publicului din Viena, cu ocazia deschiderii centenarului Marii Uniri. Pe acest subiect, domnul Marius Bojiță, care este președintele Fundației Transilvania Leaders, cei care, de fapt, organizează tot acest concert cu ocazia aceasta specială, el va fi în platou și ne va da mai multe detalii despre concert. Iar noi vă vom oferi invitație gratuită la acest eveniment. Așa este, Irina? Chiar două, Ovidiu. Avem nevoie de două telefoane, 0264420135. Puteți să ne sunați chiar din clipa aceasta și să vă declarați pasiunea pentru concertele Filarmonicii Transilvania. Fără niciun fel de reținere, vă spun că va fi o participare specială, zic eu. De ce? Pentru că este deja sold out. Deci concertul de la Cluj, gata cu locurile. Și în momentul în care sunați la 0264420135, vă declarăm câștigător. Bun, primul telefon, al doilea câștigător, invitația ta va merge, de fapt, către al doilea câștigător. Și cu asta cred că o să asigurăm două zâmbete în mod sigur pentru duminică. Duminică va fi concertul, duminică îl transmitem și noi printr-o emisiune specială. Asta pentru aceia dintre dumneavoastră care nu pot fi prezenți în sală, iată cum spuneai, toate locurile sunt deja vândute. Noroc cu invitațiile noastre, puteți merge în doi la acest concert. Așadar, numele de telefon pe care colegii noștri le vor afișa pe ecran sunt calea dumneavoastră spre a obține aceste invitații, așadar vă așteptăm la telefon. Nu uitați de pagina noastră de Facebook, Bună Dimineața Transilvania. Avem și contul de Instagram, tot Bună Dimineața Transilvania. Și în afară de acest lucru vreau să mai amintesc faptul că îl așteptăm pe colegul Paul în platou, specialistul Paul Orar, vine cu știrile din sport. A pregătit și câteva materiale foarte interesante. Plus că aflăm de la el ce anume ne aduce weekendul din punct de vedere sportiv. Foarte multe. Și Ionel Spuc va fi alături de noi într-o corespondență, într-un duplex. El ne va aduce informații despre o lege interesantă care, iată, a ieșit la suprafață, a putut să fie posibilă datorită intervenției colegilor noștri, chiar a colegilor noștri, și spun cei din regie în cască că, de fapt, colegul nostru Ionel Spuc este alături de noi. Bună dimineața, Ionel, te salutăm. Înțelegem că ai detalii, te rog să ni le dai. Da, colegii noștri de la TVR Cluj, care realizează emisiunea Natură și Aventură, au pornit încă de câțiva ani o campanie pentru salvarea râurilor de munte, pentru că se știe că există un mare interes pentru realizarea de microhidrocentrale cu prețul distrugerii acestor râuri de munte. De-a lungul, odată cu trecerea timpului, lor li s-au alăturat și ecologiști, reprezentanți ai unor ONG-uri, dar și alți jurnaliști. Și în cele din urmă, săptămâna trecută, legea apelor a fost modificată prin ordonanța de urgență 78 din 2017. În acest punct al discuției, Irina și Ovidiu, dar chiar și colegii din regie, vreau să ne oprim puțin și să aplaudăm, dacă se poate, pe Dan Păvăloiu și Dan Curean, ba chiar și pe Radu Pușcașu, care e acolo alături de voi. Eu sunt perfect de acord, așa este, și de fapt despre acest subiect am povestit de mai multe ori și în matinal, plus că în celelalte emisiuni, nu neapărat numai în Natură și Aventură, ci și în celelalte emisiuni s-a abordat acest subiect, sigur, pornind de la demersul colegilor de la Natură și Aventură. Irina, zi drept, ați aplaudat acolo, că eu nu vă văd. Acum ai aplaudat a doua tură, să știi că este... Bun, cu toții ne dorim să influențăm viața oamenilor în bine și ei au făcut-o, pentru că vă dați seama că dacă realizezi o microhidrocentrală din aceasta, sunt câțiva oameni, o firmă care are de profitat. Dacă lași râurile în pace, sunt locuitorii din zonă, sunt turiștii care au de câștigat, sunt sute mii de oameni care au de profitat. Iar ideile promovate de colegii noștri sunt în consonanță cu legislația internațională, pentru că trebuie să știm că România se află în amenințare de infringement din partea Comisiei Europene, tocmai din cauza legislației privind cursurile de apă. Iar Dan Păvăloiu și Dan Curean au promis că vor rămâne cu ochii pe ceea ce se întâmplă în zona
aceasta, pentru că trebuie văzut și felul în care va fi pusă în practică această lege. Cu atât mai important demersul lor, iată, doamnelor, domnilor, Ionel, așa este, exact cum spui tu, sunt organisme la nivel internațional care reglementează foarte clar și care, iată, vin și cu penalizări în cazul în care aceste lucruri sunt încălcate. Din păcate, nu înțelegem de ce în România pur și simplu sunt trecute cu vedere aceste reglementări. Da, dacă veți urmări materialul pe care l-am făcut, veți vedea că undeva în această lege a apelor există și un cârlig, există și o chestiune pe care au anchetat-o jurnaliștii de la Adevărul, nu noi, și ancheta aceea a colegilor de la Adevărul spune că legea apelor favorizează construcțiile Teldrum de pe brațul Pavel și de pe insula Belina. Da, foarte interesant, pentru că spuneai puțin mai devreme de acest material interesant. Vă propun chiar acum, doamnelor, domnilor, să-l urmărim, după care revenim în platou. Rămâneți cu noi! La presiunea jurnaliștilor și de teama unui infringement din partea Comisiei Europene, Guvernul României a modificat legea apelor, care nu mai permite amenajări pe cursurile neafectate de activități umane. În vederea protecției și conservării stării apelor pe sectoarele de cursuri de apă care nu sunt afectate de activități umane, se interzice realizarea de lucrări și activități care pot afecta starea ecologică a apelor. Se prevede în Ordonanța de Urgență 78/2017, articolul 27. Problema este însă departe de a fi rezolvată, dar a fost făcut un prim pas spre îmbunătățirea situației. Chiar dacă se va interzice construcția de noi microhidrocentrale, cele existente vor rămâne în funcțiune. Lucrurile stau destul de sensibil, în sensul că acum guvernul trebuie ca să precizeze o listă de râuri pe care le consideră neatinse de mâna omului. Dacă pe lista asta o să apară 3 râuri de munte, n-am făcut nimic. Pe de altă parte, ea reglementează și debitul de servitute și debitul ecologic, ce înseamnă mult mai bine reglementate, mult mai ușor de atacat în instanță. Eu cred că în anumite situații vor fi și se vor respecta legea, dar vor fi și niște portițe de scăpare pentru niște, să zicem, proiecte, niște oameni care stau în spatele acestor proiecte, care sunt poate dispuși să facă orice ca să nu-și piardă investițiile. Rămân însă multe alte albi de râuri distruse de microhidrocentrale, care au fost construite haotic. Eu văd ca pe urmări otrăvit, pentru că pe de o parte pare să oprească distrugerea râurilor prin microhidrocentrale, dar pe de altă parte declară regularizările acelea sinistre făcute de Apele Române ca fiind de interes public și național. Dar acele regularizări sunt strict ilegale conform directivei cadru privind apa. Ecologii care s-au implicat în lupta împotriva microhidrocentralelor promit să rămână vigilenți în continuare. Nu ai cum să rămâi mut și să crezi tot ce ți se servește câtă vreme nu vezi lucrurile concrete. Da, să vezi că acele râuri sunt salvate și că pe ele nu se va construi nimic de acum încolo. Există și o prevedere controversată în ultima ordonanță ce modifică legea apelor. Guvernul a eliminat, în mare parte, restricțiile de construire pe malurile apelor și ale lacurilor, cu o singură condiție. Proiectul să prevadă și lucrări de apărare împotriva inundațiilor. Jurnaliștii de la Adevărul au făcut o anchetă prin care au demonstrat că ordonanța ajută construcțiile realizate de societatea Teldrum în zona insulei Belina și a brațului Pavel. Am revenit din zona asta care pare cumva îndepărtată și totuși e prezentă într-un fel sau altul peste tot. Mă refer la acțiunile Teldrum, la insula aia, sau mă rog, ce-o fi pseudo-insula Belina, brațele Dunării și brațele legislației întortocheate de cele mai multe ori. Și iată, cu atât mai important demersul făcut de colegii noștri Dan Păvăloiu și Dan Curean. Credem, doamnelor, domnilor, că până la urmă aceasta este menirea televiziunii române, iată, nu doar de a scoate la iveală anumite subiecte, ci de a le prezenta, de a trage semnale de alarmă, așa cum fac adesea colegii noștri de la Natură și Aventură, care duc la modificări legislative, duc la schimbări, care, iată, protejează natura și alte subiecte, educația, sănătatea, știm foarte multe aspecte scoase în evidență la televiziunea română.
Un alt subiect despre care vreau să vorbim tot prin intermediul unui reportaj pe care l-au pregătit colegii noștri privește stațiunile balneare, care vremuri grele pentru acestea. Un proiect legislativ al Ministerului Economiei, doamnelor și domnilor, prevede creșterea redevențelor datorate statului cu până la 200%. Patronii din turismul balnear spun că o asemenea creștere ar putea însemna de fapt calea spre un faliment sigur. Acest proiect prevede și supraimpozitarea apelor de izvor îmbuteliate, acelea pe care le găsim în magazine. Statul ar urma să încaseze 1 euro pe metrul cub de apă geotermală, 2 euro pentru apele terapeutice, 3 euro pentru cea medicinală și 4 pentru apa minerală naturală și de izvor. Pentru patronii din turismul balneoclimateric, noile redevențe înseamnă costuri mai mari și scumpirea serviciilor oferite. Clienții fideli ai bazelor de tratament din băile Felix, dar și patronii, își fac deja calcule. Dacă o să crească prețurile, nu știu, nu cred că mai îmi permit să vin. Dacă se vor scumpi, probabil că vor da faliment și oamenii ăștia aici. Și nu e bine pentru noi, e foarte rău. Ce ar însemna pentru turiști? O majorare de tarif, e logic. Pot să vă dau un exemplu de la mine. Va crește tariful redevența de 3 ori, iar o baie resul va crește cu 50%. Unii operatori se tem că vor da faliment dacă legea va fi adoptată în forma propusă. Apa terapeutică se utilizează în baze de tratament și nu poți să o scoți și să o vinzi la litru. Ar fi închise toate bazele de tratament. Nici furnizorii de apă de masă sau de apă de izvor, până de curând exceptați de la plata redevențelor, nu vor fi ocoliți de modificările legislative. Ar putea fi obligați să plătească statului 4 euro pe metrul cub extras. Să există o creștere, nu știu, cu 10-15% este extrem de posibil. Și aici vorbim de sticla de apă de 0,5. Este absurd din punctul nostru de vedere ca apa care e un produs vital să fie redevențiată atât de mult la nivelul produselor de lux, adică a marmurei. În replică, Ministerul Economiei spune că se află în permanentă consultare cu toți cei vizați de proiect și caută soluții care să nu afecteze activitatea turismului balneoclimateric. Proiectul legislativ este deocamdată în dezbatere publică. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Iată, Irina, sunt foarte mulți străini care își doresc să vină la noi în țară pentru turism, sunt foarte mulți români care ar prefera să aibă locuri bine amenajate, cu multe facilități și la prețuri decente. Și iată, din păcate, sunt nevoiți să îngroașe conturile altor țări, pentru că la noi în țară, iată cum stau lucrurile. Eu sper că până ajunge la pensie... poate e prea aproape timpul ăsta să zic, până ajung la 100 de ani, reformulez, cine știe, până ajung eu la vârsta aia, poate abia atunci se stabilește că e vârsta de pensionar. Bine, deci sper ca în următoarea jumătate de secol să se rezolve problema asta, pentru că exact cum ai spus tu, cred că vrem să rămânem aici. Dar și avem un potențial uriaș, asta e... Vrem confort, ori uneori nu-l obții. Da, o altă chestiune pe care o aducem în atenție ține de zona Bistriței. Acolo vorbim despre un drum... ce să vezi, surpat. Da, bani aruncați, doamnelor și domnilor, pe apa sâmbetei. Cel puțin asta susțin localnicii unui cartier care se plâng că drumul care merge spre locuințele lor s-a surpat, așa cum spunea Irina, deși primăria l-a reabilitat de curând. Ei bine, oamenii mai spun că de fapt sunt bani aruncați în vânt și că aceste lucrări au fost făcute de mântuială. Cartierul spre care duce drumul care s-a surpat este unul nou și e situat la marginea orașului Bistrița. Mai mulți localnici care mergeau spre casă cu mașinile au văzut că una dintre benzile de circulație este surpată pe mai bine de 20 de metri și locul este păzit de polițiști locali. Oamenii spun că lucrarea de modernizare a drumului a fost făcută de mântuială și de aceea șoseaua o ia la vale. Nu-s făcute cum trebuie. Aia bai, sunt oameni incompetenți. N-am mai trecut pe aici, n-am văzut. E pericol social. Bine că nu au surpat casele. E pericol pentru oameni, pentru mașini, pentru case. Pentru mașini mai ales, că poți să cazi. Nu-ți dai seama, numai te trezești la vale. De ce credeți că s-a rupt? Pentru că s-a făcut de îngrabă. Luat la întrebări, primarul orașului a venit cu explicații. Nu constructorul drumului ar fi vinovat, ci dezvoltatorul care a construit lângă drum câteva blocuri și s-a extins cu săpăturile pe domeniul public, mai exact sub zidul de sprijin al drumului. Primăria l-a amendat pentru că nu a respectat autorizația de construcție și l-a somat să refacă partea de sprijin a șoselei, dar acesta a atacat amenda în instanță și cauza este în judecare. Ceea ce s-a întâmplat acum confirmă faptul că lucrarea respectivă nu este în regulă.
Mâine o să avem întâlnire cu Inspecția de Stat în Construcții, pentru că, din punctul nostru de vedere, primul control care se face este de ei. Ei sunt abilitați. Până când instanța se va pronunța, reprezentanții primăriei caută o soluție urgentă pentru ca traficul rutier în zonă să nu fie în pericol. Da, și cum spuneai, Irina, la Bistrița probleme, iată, de fapt în tot acest tur de până acum pe care l-am făcut prin țară în diverse locuri, doamnelor, domnilor, am constatat probleme, dar trebuie să venim și cu alte știri mai pozitive, pentru că nu e așa. Să sperăm că sunt și lucruri bune care se întâmplă, Irina. Sunt și, uite, Ovidiu, chiar putem să mergem la Universitatea de Științe Agricole din Cluj, pentru că ei vin cu un proiect sau propun, vorba ta, niște chestii foarte bune și foarte pozitive, și anume servicii gratuite, servicii gratuite de ce țin de stomatologie, dar și de medicină generală. Da, iar aceste servicii, doamnelor, domnilor, vor fi oferite în cadrul a două cabinete care sunt modern dotate, utilate. Ei bine, de aceste tratamente nu beneficiază doar studenții, așa cum spuneai tu, de la Facultatea de Medicină Veterinară, ci și cei de la Universitatea Babeș-Bolyai și cei de la Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca. Lucrurile nu sunt foarte grave, se pot rezolva aici la noi în cabinet. O să începem cu partea care pare mai simplă, unde tartrașca, vezi startul dentar, gingiile ușor inflamate. Cabinetul de stomatologie, aflat la câțiva pași de facultățile Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, a fost dotat cu aparatură modernă și este pregătit să îi primească gratuit pe toți studenții cu probleme dentare. Serviciile stomatologice gratuite pentru studenții USAMV sunt serviciile pentru stomatologie generală. Tratamentele cariilor, urgențe, extracții. Mi se pare extrem de util din simplu fapt că nu toată lumea își permite să plătească serviciile stomatologice. Extrem de folositor, ținând cont că este în campus, practic în inima campusului, în centru. Campusul este aproape de toate facultățile. La câteva uși distanță, în aceeași clădire, a fost deschis și un cabinet de medicină generală. Încă din prima zi de la inaugurare, studenții au venit la consultații. Eu sunt la ore acum, am avut o pauză și am și venit aici repede. Am o problemă la nivelul articulației, am un chist, am bănuit că e un chist, acum mi s-a și confirmat și acum primesc o scrisoare medicală. Ei pot veni să fie consultați pentru probleme acute, de asemenea pot veni pentru problemele lor cronice, primesc bilete de trimitere, li se verifică actele necesare acordărilor burselor, scutirilor de sport. Cabinetele medicale au fost deschise în colaborare cu Direcția de Asistență Socială și Medicală a Primăriei Cluj-Napoca. Universitatea a pus la dispoziție clădirea, mobilierul și serviciile de curățenie, iar primăria a contribuit cu aparatura, mentenanța și personalul medical. Primăria are în dotare 21 de cabinete stomatologice. Din cele 21, 3 sunt pentru studenți. Din cele 3, acesta este de la USAMV, mai avem la UBB și la UMF. Noi avem în jur de 6500 de studenți. Sper să aibă cât mai puțin nevoie de cabinet, dar să vină pentru consult obișnuit, fără să aibă, într-adevăr, probleme de sănătate. Investiția în cele două cabinete este de peste 70.000 de lei. Peste 70.000 de lei. Noi despre proiectul acesta, de fapt, în matinal am mai povestit în urmă cu câteva săptămâni. I-am avut și invitați pe cei de la Direcția de Asistență Socială și Medicală din Cluj-Napoca, puneau atunci pe roate acest proiect. Iată, deja se și concretizează. E foarte important pentru studenți să aibă acces la aceste programe de sănătate a dentiției. Și apropo de acces, mă bucur foarte mult că noi oferim accesul pentru două persoane la concertul de duminică, de la concertul Filarmonicii, concert care de altfel va fi prezentat săptămâna viitoare la Viena, într-un cadru absolut spectaculos. Cele două persoane câștigătoare sunt Doina Paul și Ioan Oltean. Sunt cele două persoane care au fost cele mai rapide, care au sunat. Numărul de telefon deja cred că l-ați memorat, pentru că de fiecare dată când avem un concurs, acela este numărul pe care trebuie să îl apelați. Sala este plină, dar aveți noroc. Cei doi câștigători pe care colega mea Irina i-a anunțat puțin mai devreme se vor bucura de muzică bună, de o atmosferă extraordinară, un concert care deschide cumva seria evenimentelor dedicate centenarului Marii Uniri. Tot despre o deschidere povestim și în minutele următoare, pentru că în Cluj astăzi se deschide târgul de Crăciun. Alexandra Crăciun este
este chiar cea care ne poate da mai multe detalii despre o serie întreagă de evenimente pe care le putem admira și de care ne putem bucura. Alexandra este în legătură telefonică directă cu noi. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața! Ce surprize pregătiți pentru anul acesta la Târgu de Crăciun? Mai cred că în prima rând am putea să vorbim de surprizele de astăzi, care sunt cele mai importante și să știe oamenii cum să-și facă programul astăzi. Avem un concert cu Young and Famous Orchestra, care o să reinventeze practic un fel de Crăciun al anilor 60. Asta e o surpriză care cred că o să le placă foarte mult oamenilor. Mai avem, bineînțeles, deschiderea oficială și aprinderea luminilor în Piața Unirii și partea de lansare a videoclipului Hara. Astăzi va fi, cred, piața plină. Va fi poate ceea ce de obicei duce Piața Unirii, nu? Toată lumea cumva să-și dea întâlnire, unul la mână, pentru că într-un fel sau altul se deschide sezonul de Crăciun, și în alt fel pentru faptul că lumea așteaptă ceva special când este târgul de Crăciun. Putem să facem o comparație cu alte târguri din alte mari orașe? Cred că cel mai potrivit ar fi să facem o comparație cu târgul de anul trecut. S-a schimbat foarte multe, inclusiv cu ediția de anul trecut. Avem o organizare nouă a pieței, un patinoar situat într-o cu totul altă poziție în jurul statuii, cu căsuțe noi, cu căsuțe așezate pe latura fostelor terase din timpul verii. Alexandra, te întrerup doar o singură secundă. Telespectatorii noștri pot vedea chiar acum în imagini căsuțele despre care vorbești și toată amenajarea, toată construcția pe care ați făcut-o acolo. Te rog. Exact. Deci spuneam de căsuțele care se află aliniate foarte frumos pe latura unde sunt terasele în timpul verii. Și, evident, o piață mult mai liberă, unde putem să urmărim mult mai, într-un mod mult mai eficient concertele care se desfășoară și toate evenimentele pe care noi le pregătim. Mulțumesc foarte mult, Alexandra! Aștept și în zilele următoare, săptămâna următoare, mă rog, până la Crăciun, să ne mai auzim și să ne mai aduci vești, pentru că înțeleg că în fiecare seară aproape va fi câte un alt program artistic, nu? Aproape în fiecare seară avem câte ceva nou. Oamenii să urmărească programul pe site-ul nostru, pe familionedecrăciun.ro, și acolo noi abdatăm live toate lucrurile care urmează să se întâmple. Și da, în fiecare seară ceva. Super! Mulțumesc foarte mult, Alexandra, cu nume predestinat pentru acest eveniment și pentru implicarea ta. O zi foarte frumoasă și succes! Ne vedem astăzi așadar la deschiderea Târgului de Crăciun. Toate motivele, doamnelor, domnilor, să ajungem în această locație a Târgului, care, iată, aduce foarte multe evenimente, foarte multe cadouri. Cum spuneam, trebuie să fim prezenți la Târg. Și bucuria, știi, spiritul ăla de Crăciun e foarte, foarte frumos. Mie îmi plac târgurile acestea. Sigur, unii ar spune, bine, de ce trebuie să fie atâta fast în oraș? Pentru că, de fapt, că e o atmosferă specială, e o perioadă frumoasă, poate că cea mai frumoasă a anului, în care trebuie să ne bucurăm cu adevărat de Crăciun și de tot ce înseamnă asta. Și ne bucurăm și de sport în chiar minutele următoare, când îl vom primi pe Paul. Așa e. Bună dimineața, Paul! Bună dimineața! Bună dimineața. Bine ai venit, Paul! Bine v-am regăsit! Chiar mă bucur să fiu alături de amândoi în această dimineață și alături de prietenii noștri care ne urmăresc în fiecare dimineață. Și noi ne bucurăm să ne aduci vești importante din basket, din fotbal. Știu că ai pregătit aceste două mari teme, să spunem. Da, într-adevăr, un sfârșit de săptămână extrem, extrem de încărcat în lumea sportului. Vorbim despre echipa națională care va avea meci în acest weekend. Meciuri. Va avea meciuri în acest weekend. Practic, echipa națională începe campania de calificare pentru campionatul mondial, care se va desfășura în anul 2019 în China. Deci după Eurobasket, competiție care a avut loc în luna septembrie și la Cluj-Napoca, băieții noștri încep meciurile pentru Cupa Mondială, să spunem așa. Suntem într-o grupă preliminară cu Italia, cu Naționala Croației și cu Olanda. Astăzi avem primul meci în Italia, la Torino se va disputa această partidă cu începere de la ora 21:15. Apoi, duminică, vom avea meci cu Olanda, aici, la Cluj-Napoca, la sala polivalentă, cu începere de la ora 19. Și apropo de asta, cum vezi noua echipă națională, sau să spunem echipa în noua formulă?
Da, într-adevăr, echipa noastră se află într-o nouă formulă, așa cum ai evidențiat și tu, Ovidiu. Lotul este puțin schimbat față de Eurobasket 2017, în condițiile în care avem foarte mulți jucători tineri. Practic au fost selecționați numai puțin de 6 jucători care au doar 20 de ani. Este ceva admirabil, pentru că Federația Română de Basket dă atât de mult sprijin tinerilor basketbaliști. Contează mult să creștem jucători în condițiile în care se știe, noi nu avem o valoare foarte ridicată la basket, o valoare individuală a sportivilor. Este important să le dăm sprijin și să prindă cât mai multe meciuri internaționale. Drept dovadă, l-am văzut și pe Nandor Cuti evoluând admirabil la Eurobasket. El este acum din nou selecționat la echipa națională. Chiar asta vreau să te întreb. Cine a fost unul selecționat? Dintre pionii de bază. Da, de la UBanca Transilvania sunt cei mai mulți jucători. Practic trimitem 3 jucători clujeni, incluzându-l pe Jordan Watson, americanul naturalizat, care a primit până la urmă pașaport românesc și poate evolua la Naționala României. Îl mai avem pe Roland Tăroc și pe Nandor Cuti, pe care l-am amintit, adineauri. În plus, stafful tehnic este completat de către Mihai Silvășan, care va fi secundul noului selecționer. Apropo de noul selecționer, te rog să ne spui și despre acesta câteva lucruri. Da, practic după Eurobasket 2017, Federația Română de Basket a decis să-l înlocuiască pe Marcel Center și să aducă din nou la cârma echipei naționale un antrenor străin. Este vorba despre Zare Markovski, un tehnician din Macedonia, în vârstă de 57 de ani, care a antrenat nume importante din basketul continental, a trecut prin Italia, prin Turcia. Actualmente el lucrează în Turcia, este principalul echipei Trabzonspor. Știu că tu ai făcut și câteva materiale, despre câteva reportaje despre toate aceste lucruri. Ele au intrat și în jurnalele de știri ale televiziunii române și la Cluj. Au plecat și spre București, din câte știu, așa e? Într-adevăr, am fost alături de echipa națională în aceste zile. Am realizat niște interviuri și pe toate le-am unit cumva într-un material pe care propun să-l urmărim. Care-i suflul? Cum e închegată această echipă? Care e atmosfera? Pentru că ai fost acolo alături de ei, putem spune. Atmosfera este una bună, în condițiile în care jucătorii toți sunt tineri, sunt dornici de afirmare, își doresc să joace cât mai bine. Sunt conștienți că nu au prima șansă în grupă, dar cred că dorința lor de afirmare poate compensa în aceste meciuri. Și eu cred că, de fapt, contează foarte mult și faptul că a fost Eurobasketul la Cluj-Napoca, aici, pe da, pe contează lor. Foarte mult pentru experiența atât a jucătorilor cât și a oamenilor din Federația Română de Basket. Am învățat enorm din punct de vedere al organizării, al pregătirii de meciuri. A fost un eveniment senzațional pe care nu cred că vom mai avea ocazia să-l mai urmărim pe viu în țara noastră. Pentru că pomeneai puțin mai devreme de toată această atmosferă pe care tu ai surprins-o și ai compilat-o în material. Vă invit chiar acum, doamnelor, domnilor, să-l urmărim, după care revenim în platou. Rămâneți cu noi! Naționala României s-a reunit duminică la Cluj-Napoca și efectuează antrenamente în vederea campaniei de calificare la campionatul mondial din China. Tricolorii au și un antrenor nou, după ce Marcel Center a fost înlocuit cu macedoneanul Zare Markovski. Am avut primul contact cu el azi dimineață și mi s-a părut un antrenor care știe basket și a venit să ne învețe. De la început mi s-a părut că a luat într-un fel de la zero cu noi și sper să ne îndeplinim obiectivul. În vârstă de 57 de ani, Markovski a pregătit de-a lungul timpului nume grele. Darușafaka Istanbul, Virtus Bologna, Olimpia Milano sau Trabzonspor se numără printre formațiile conduse de noul selecționer al României. I think only on tonight's practice. Eu mă gândesc numai la antrenamentul din această seară. Nu mă gândesc la viitor, deoarece eu trăiesc în prezent. Sper ca în această seară să facem un antrenament bun, la fel cum am avut și dimineață. Apoi mă voi gândi la ziua de mâine, iar meciurile sunt încă departe. Programul preliminariilor îi dă peste cap pe basketbaliști. Aceștia vor disputa 2 meciuri în nici 3 zile și se vor întoarce imediat la echipele de club. Sistemul gândit de FIBA este criticat și de către Vlad Moldoveanu, unul dintre românii care evoluează în străinătate. Nu mi se pare un sistem bine gândit. Poate că în 2-3 ani o să se rezolve aceste situații, dar mi se pare foarte greu. Adică eu azi dimineața am venit, am intrat direct în programul chiar la antrenament, am azi 2, mâine 2, vineri deja e meciul.
E foarte puțin timp și se vine direct de la competiție. Tricolorii debutează în campania de calificare vineri cu un meci în deplasare împotriva Italiei. Apoi România se va duela duminică la Cluj-Napoca cu Naționala Olandei. Confruntarea din sala polivalentă va începe la ora 19. Paul, cum vezi tu aceste meciuri? Avem o grupă destul de dificilă în condițiile în care suntem repartizați cu Italia și Croația. Pe Croația am mai întâlnit-o la Eurobasket, cu Italia nu ne-am mai întâlnit de mult timp, nici nu mi-aduc aminte când a fost ultimul meci împotriva Italiei. Totuși merită să precizăm faptul că aceste două puternice reprezentative nu vor miza pe cei mai importanți jucători ai lor, în condițiile în care programul campanie de calificare la Cupa Mondială îi nemulțumește pe toți președinții și pe toți antrenorii de cluburi din întreaga Europa. Sunt multe meciuri într-un timp foarte scurt, iar cluburile preferă să mizeze cumva pe competițiile interne și să-și păstreze jucătorii acasă, să spun așa, pentru a evita riscul unor accidentări. Și ca să revin în aceste cumva condiții, cum îți place ție să spui, în lipsa granzilor, a vârfurilor, avem șanse? Trebuie să sperăm. Trebuie să sperăm, cum am spus, Italia de seară nu va miza pe jucătorii din NBA și pe cei din Euroligă. Vor avea în Pietro Aradori, care este capitanul echipei, probabil cel mai important nume. El joacă în Italia și nu activează în acest moment în Euroligă. Restul sunt absenți. Totodată trebuie să spunem că Italia are un nou selecționer, la fel ca și noi. L-au schimbat pe celebrul Ettore Messina cu un antrenor mult mai tânăr. Rămâne de văzut. Va fi un meci de care pe care. Ei pleacă cu prima șansă în condițiile în care meciul se joacă la ei acasă, iar sala, din câte am înțeles, va fi arhiplină sau vândut 5.000 de bilete într-un timp record. Apoi noi jucăm cu Olanda duminică. Olanda este cumva din lumea noastră a basketului, deși la rândul lor olandezii au câțiva jucători care evoluează în campionatele importante. Mă gândesc în special la fundașul Clov, care este legitimat în Spania. Spania este cel mai puternic campionat din Europa. Eu cred că este important să obținem o victorie în aceste prime două meciuri pentru a putea spera la rezultate mai bune în viitor. Să mergem și spre fotbal și știm că cei de la CFR au făcut o acțiune extraordinară, o acțiune caritabilă. Da, într-adevăr, în această săptămână jucătorii CFR-ului alături de antrenorul Dan Petrescu au mers la Institutul Oncologic Ioan Chiricuță din Cluj-Napoca și apoi miercuri seara și-au licitat tricourile de joc pentru a-i sprijini pe copiii abandonați. Eu am fost la aceste acțiuni și am realizat și un reportaj. Pe care vă invităm să-l urmărim chiar acum. CFR profită de zilele libere și face gesturi de caritate. După ce au făcut o vizită la Institutul Oncologic Ioan Chiricuță din Cluj-Napoca, fotbaliștii și-au scos la licitație și tricourile pentru a ajuta pe copiii din centrele de plasament. Iar un echipament purtat de Ciprian Deac sau Mario Camora a ajuns să fie vândut și cu 3.000 de lei. Conștientizăm ce fericiți suntem că suntem sănătoși și că putem să facem sport și cu atât mai mult putem să fim alături de acești copii și să-i ajutăm cu puținul nostru care îl putem oferi. Sincer, ar fi bine să participăm mai des, dar nu numai eu și cei care sunt în fotbal, pentru că ne-ar ajuta mai mult pe toți să devenim mai buni. După victoria de săptămâna trecută, feroviarii și-au recâștigat prima poziție în clasament. Băieții lui Dan Petrescu nu vor să mai facă niciun pas greșit și de aceea se pregătesc cu atenție pentru meciul cu nou promovata Sepsis Sfântul Gheorghe. Pentru mine nu e relax, pentru că știu cât de greu va fi meciul următor. Poate pentru unii din jucători este, sau pentru fani, sau pentru cei de la club. Dar eu știu cum e fotbalul, nu prea pot să te relaxezi. M-am relaxat o zi după meci. Dar acum sunt concentrat 100% la următorul meci. Nu cred că s-a schimbat nimic în gândirea noastră, în modul în care ne pregătim și ne antrenăm. Mai sunt 4 meciuri, 4 finale care ne dorim să le câștigăm. Locul 1, locul 2 nu este așa de important. Noi trebuie să câștigăm fiecare meci. Asta ne propunem, să-i mulțumim pe fanii, pe cei care ne susțin și să ne îndeplinim obiectivul. Duelul dintre CFR și Sepsis Sfântul Gheorghe are loc luni de la ora 20:45 pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Luni meci. Bun, dar cum stă CFR-ul totuși? CFR-ul stă bine. Din nou stă bine CFR-ul. A revenit pe primul loc în clasamentul ligii întâi după victoria de
săptămâna trecută cu Dinamo, au 40 de puncte, cu două mai mult decât FCSB și au luni meci cu nou promovata Șep și Sfântul Gheorghe, o echipă aflată pe locul 12 în clasament, care nu se regăsește în actualul sezon. Era cumva de așteptat ca Șep și să nu emită prea multe pretenții în condițiile în care sunt nou promovați. Jucătorii lor, chiar dacă sunt obișnuiți cu meciurile ligii întâi, nu au format un lot atât de închegat. Practic CFR-ul pleacă cu prima șansă luni, cu începere de la 20:45 pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Și un foarte, foarte, foarte pe scurt. Ce alte evenimente mai sunt în weekend? Sunt foarte multe evenimente. Vreau să începem cu băieții de la rugby, care mâine au la ora 11 meci cu Dinamo în parcul sportiv Iuliu Hațiganu. Apoi la 12 fugim cumva de, din parc direct la sala sporturilor Horia Demian, pentru că avem volei masculin. Universitatea joacă tot cu Dinamo. Iar la ora 15 voleibalistele au meci cu Penicilina. Să nu uităm nici pe handbaliști, duminică vor juca cu CSU Craiova. Deci multe, multe evenimente în acest sfârșit de săptămână. Și la ora 13 că... mini rugby, apropo, în parcul Babeș și așa mai departe. Evident că tu le vei documenta pe toate și le vei prezenta doamnelor, domnilor. Colegul nostru Paul Olar este cel care aduce știrile din sport atât pe canalul TVR Cluj al televiziunii române, cât și în corespondențe speciale cu cei de la București, colegii noștri de pe TVR1, pe Facebook TVR Cluj. Puteți afla toate informațiile astea, pentru că Paul este conectat la tot ceea ce se întâmplă în lumea sportului. Îți mulțumim foarte mult că și în această dimineață. Mulțumesc pentru laude, în primul rând, Ovidiu. Îți propun să răsfoim puțin ziarele foarte pe scurt. Revista așa vom presii. Face, doamnelor, domnilor, revista presei. Vreți, așa-i? Începem cu, fii atent aici, monitorul de weekend. Azi se deschide Târgul de Crăciun, desigur subiect central în majoritatea ziarelor de astăzi din Cluj. Mai citim despre Consiliul Județean, se pare că primește încă o amendă pentru patarât și așa cum de altfel vedem în toată presa, știrea tristă despre Stella Popescu. Ea nu mai este de ieri printre noi. Da, Dumnezeu să o ierte, să o odihnească pe această actriță remarcabilă care, iată, ne-a părăsit. Mergem mai departe, doamnelor, domnilor, mesagerul de Bistrița Năsăud. Aflăm că doi bistrițeni fac performanță în sportul cu atelaj canin. Un lucru extraordinar. În mesagerul de Sibiu avem răfuială politică, faza pe județ. Relația dintre Prefectura Sibiu și Consiliul Județean s-a stricat din cauza politicului. Asta în condițiile în care între reprezentantul guvernului în teritoriul și președintele liberal al Consiliului Județean există ruptură vizibilă din atitudinea și acțiunile celor două doamne care conduc instituțiile. Târgu de Crăciun, despre care tocmai am vorbit și care se deschide astăzi, și în același timp aflăm totodată că cei de la Consiliul Județean au mai primit încă o amendă. Asta am zis mai devreme, Ovidiu, cu un minut. Dar e foarte important să spunem că de această dată Garda de Mediu a venit cu noi precizări, Irina, și cu noi impuneri legate de, de patarât, care, iată, nu sunt încă rezolvate. Da, așa este. În jurnal Bihorean, în 2018 se pare că vom avea plus 20% la taxe și impozite. Ar fi singura variantă pe care o vede primarul Bolojan pentru a încropi un buget de investiții după ce guvernul a ciuntit veniturile primăriilor. Chestiunea aceasta de fapt e valabilă pentru majoritatea orașelor mari. Un alt subiect luăm din Monitorul Express. Ioan Neculae a fost trimis la pușcărie. Curtea de apel Brașov l-a condamnat definitiv ieri pe Ioan Neculae la o pedeapsă de 6 luni de închisoare. La asta se adaugă o condamnare mai veche pentru ucidere din culpă. Aseară afaceristul nu se predase, nu era de găsit, începe cum ar veni o telenovelă. Aflăm de pe Busy Day că premierul Tudose acuză BNR că nu a intervenit pentru a opri deprecierea leului și spune va trebui să avem o discuție foarte serioasă și foarte așezată, ca și cum cele din ultima vreme ar fi fost în acest ton. Da. Pe muzica instanțelor citim despre Zegrean și Istici, care au mutat de sărbători jocul de la șură în palat, dar detalii găsim pe site. Și mai ai alte lucruri pregătite? Ofițer de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice a fost reținut de DNA pentru trafic de influență. A pretins 200.000 de euro de la un om de afaceri pentru a scăpa de un dosar de evaziune fiscală.
nebunie și agitație cu dosarele, cu posibilitatea de a intra la închisoare, mă rog, cu felul în care se recuperează prejudiciile, chestiunea asta cu evaziune fiscală. Ok, mă bucur că se fac pași în direcția asta, dar nu înțeleg cum facem cu recuperarea prejudiciului. Aflăm totodată că Statele Unite și Coreea de Sud vor participa la un exercițiu militar interesant cu avioane invizibile, Irina, pe radar de tip F-22 Raptor. Oare mașini invizibile nu vom putea avea în scurt timp? Poate că avem deja, dar nu avem cum să le vedem, evident, sau... pentru că sunt invizibile. Da. Acestea sunt câteva dintre titlurile pe care le găsim în presa de astăzi. Cu siguranță găsiți și altele dacă aprofundați oricare dintre aceste publicații. Pentru că spuneam mai devreme că ne pregătim să vorbim despre concertul organizat de cei de la Fundația Transylvania Leaders. Aș propune să intrăm un pic în atmosferă, în atmosfera de concert. Așa e. Pe care îl putem savura și duminică la Filarmonica din Cluj și, și la Viena. Bună dimineața, vă salutăm și noi de la Cluj-Napoca. Avem alături de noi un invitat foarte important care ne va vorbi despre un eveniment extraordinar. Te rog frumos să-l introduci pe domnul profesor. Așa este, domnul profesor Marius Bojiță, bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața, bună, mă bucur să fiu în compania dumneavoastră și a telespectatorilor postului de televiziune România. Președinte al Fundației Transylvania Leaders, care de altfel organizează un concert fabulos. Unul la mână că va fi prezentat publicului din Cluj duminică la Colegiul Academic, dar concertul va fi prezent și la Viena pentru a deschide centenarul Marii Uniri. Despre asta aș vrea să povestim în minutele următoare. Cred că este unul dintre cele mai speciale concerte despre care am vorbit. Da, să fim corecți, evenimentul acesta, care pentru noi românii este un eveniment de suflet, este organizat de Ambasada României de la Viena, de Institutul Cultural Român, iar Fundația Transylvania Leaders este cea care a susținut, susține financiar în întregime acest eveniment. Este un eveniment care marchează, așa cum spuneați dumneavoastră, o zi sau un an drag nouă tuturor și cred că fiecare dintre noi, cetățenii acestei țări, trebuie într-un mod oarecare să ne implicăm, dacă nu cu fapte, dar măcar cu simțăminte, în memoria celor care în urmă cu 100 de ani au înfăptuit această mare unire. Unirea Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei, cu regatul țării românești. Ei, bun, poate evenimentul ca eveniment, fiindcă aici poate mai repede ne-am putea
adresa specialiștilor, cei care sunt implicați în fenomenul Orchestrei Transilvania din Cluj. Eu aș vrea poate să vă spun câteva cuvinte despre cei care susțin financiar acest eveniment, respectiv Transilvania Leaders, fiindcă această fundație funcționează de mai mulți ani. A luat ființă în 2013, dar până acum noi am încercat să facem niște fapte bune, să susținem anumite evenimente sau anumiți tineri care au plecat la anumite manifestări științifice sau anumiți sportivi care au fost premiați din partea fundației și nu prea ne-am manifestat în mass media. Fundația acum și în preajma acestui eveniment are câteva proiecte, dintre care primul este acesta de a susține deplasarea Orchestrei Transilvania din Cluj la Viena și de a susține de asemenea un concert acum în 26 la Cluj. Un concert, domnule profesor, care se joacă cu o sală plină. Noi oferim două invitații. Apropo, Irina a anunțat puțin mai devreme câștigătorii. Arhiplină, cum spuneați dumneavoastră. Da, și nu este atât de mult, să zicem, meritul fondatorilor acestei fundații, cât mai repede a celor care au susținut. Noi am fost impresionați de faptul că în urmă cu câteva săptămâni, când membrii fundației au dat un semnal către oamenii de afaceri din Transilvania, dar îndeoseb din Cluj, aceștia, fără să stea mult pe gânduri, au susținut evenimentul astfel încât a putut să fie închiriată sala de la Vienna Musikverein, da? S-a putut achita anumite cheltuieli acolo. Până la ora actuală, peste 60.000 de euro s-au strâns și majoritatea cheltuielilor sunt achitate în acest moment. Acum, de aceea spun că nu este vorba de un singur om, este vorba de o comunitate clujeană care a înțeles că este bine să se implice în acest eveniment. Revind la Fundația Transilvania Leaders, spuneam înființată în 2013, a mai avut și alte proiecte, mai are și alte proiecte care le vom menționa în momentul în care le efectuăm și nu înainte. Fiindcă principiul acestei fundații este de a face și pe urmă a te lăuda și nu a te lăuda și a nu face. Dar cu siguranță le veți prezenta în cadrul programelor televiziunii române. Evident că da, dacă televiziunea română ne invită la evenimentele respective. Și v-aș da un exemplu. În cadrul acestei fundații funcționează mai multe cluburi. În acest moment funcționează un club al celor care au avut unul sau mai multe mandate de rectori municipiul Cluj, cu dorința de a ne extinde în toată Transilvania. Ce fac acești oameni care au fost niște personalități ale lumii științifice, ale lumii culturale, ale lumii academice din orașul Cluj? Se întâlnesc în fiecare lună, discută, au de fiecare dată invitați care pot să fie din administrația locală, spre exemplu a fost prefectul, a fost primarul Clujului, au fost oameni de cultură, actorul Dorel Vișan, poetul Horia Bădescu, în alte feste bisericești, în alt preasfinția sa Andrei Andrecus, Florentin Crihelmeanu, ambasadorul României de la Vatican, profesorul Liviu Zăpârțan, ambasadorul României din Statele Unite, George Maioș. Aș putea să mai enumăr că acest club funcționează de mai mult de 3 ani de zile. Mesajul care a venit din partea fundației prin înființarea acestui club, că aceste personalități, așa cum menționam, ale lumii științifice, academice, clujene, stau la dispoziția societății
cu experiența, cu virgulă, competența domniilor sale, dacă societatea, comunitatea are nevoie de sfatul, de experiența lor, o pot valorifica din plin. Acesta este un club. Da? Unul dintre ele. Da. Vom mai povesti și despre celelalte în minutele unul următoare. Singur, mai este clubul oamenilor de afaceri care nu și... Nu vă grăbiți că nu încheiem. Aș vrea doar să-i salutăm pe colegii de la Iași în acest moment și noi să continuăm pe zona Transilvaniei despre acesta pe care vrea să-l amintiți. Deci un alt club este clubul oamenilor de afaceri care și ei se întâlnesc și care susțin financiar evenimentele care ni le-am propus și îndeosebi câteva evenimente care urmează să fie în preajma Marii Uniri. V-aș mai da un singur exemplu. Poate dezvălui în premieră o inițiativă a clubului rectorilor, respectiv celor care au avut unul sau mai multe mandate de chiar rector. Vă rugăm să faceți această dezvăluire în premieră în bună dimineața Transilvania. Vom scoate o carte într-o ediție, poate chiar Princeps, cu privire la toți rectorii care au existat în municipiul Cluj din 1919 până acum. Wow. Și să știți că nu sunt mulți, fiindcă la Universitatea Ferdinand, cum era atunci Universitatea Dacei Superioare, în fiecare an se schimba rectorul anual, după aceea anul următor rectorul devenea prorector și au fost mai mult de 30 de rectori, numai în perioada până ce s-a unificat Universitatea Babeș cu Universitatea Boiei. La fel, după aceea au existat cele două universități, Babeș și Boiei, dar alți rectori. Rector de la Universitatea de Institutul de Medicină și Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie, de la Academia de Științe Agricole și Medicină Veterinară, de la Conservator, deci de la Arte și Design, de la Politehnică. Deci este o muncă care vrem să o terminăm la anul viitor și într-una din zilele pe care o să alegem, o să și lansăm această carte la care își aduc contribuția toți rectorii din acest club, inclusiv rectorii de la universitate, rectorii în activitate de la Universitățile Clujene, îndeosebi domnul rector Ion Aurel Pop, de la, care este și un profesionist istoric de la Universitatea Babeș-Bolyai, domnul profesor Vasile Pușcaș este de asemenea implicat în acest eveniment. Da, nu spun mai mult că deja m-a luat gura pe dinainte și v-am dezvăluit o chestie care este relativ în premieră. Vorbiți-ne puțin despre modul în care dumneavoastră ați ajuns să îmbinați, să împletiți atât de inspirat activitatea academică cu această activitate cultural-artistică, pentru că multă lume ar spune, bun, universitarii sunt cufundați în proiectele lor de cercetare, au foarte multe direcții de studiu, sunt ocupați cu studenții, ori noi știm că există o întreagă tradiție, cel puțin în zona Universității de Medicină și Farmacie, înspre această zonă. Nu. Da, așa este, dacă ați vorbit de Universitatea de Medicină și Farmacie. Dar proiectul nu aparține Universității de Medicină și Farmacie, ci aparține din partea aceasta, să zicem, comunității clujene. Nu este un proiect al comunității. Patent. Ideea de a se înființa această fundație Transilvania Leaders nu mi-a aparținut. A aparținut fondatorilor, printre care, să zicem, mă aflu și eu. Singura idee, să zicem, care a venit de la mine și care, în momentul în care eu mi-am terminat mandatul de rector și de președinte la Universitatea de Medicină și Farmacie, atunci am zis, oare ce fac ceilalți rectori care nu mai au mandat? Să știți că sunt... Ce domnul... fac ceilalți rectori, da, domnul ce profesor, care nu au mandat? Oare societatea nu are nevoie cumva de experiența dânșilor? Și am pus mâna pe telefon și am sunat. Este vorba de, îi pot și spune, de la Universitatea Babeș-Bolyai, domnul academician Haiduc, care este un nume în cercetare, fost președinte al Academiei Române,
domnul de la UMF, domnul rector Gicu Ionescu, pe care toată lumea îl cunoaște ca un eminent chirurg. Da. Aș lua de la fiecare, domnul rector Salontai, de la Academia de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Suntem vreo 17 care ne întâlnim, ne simțim bine, discutăm. Și ați coagulat această echipă. Da, deci v-ați spus, ne întâlnim din 2013 în fiecare lună, a treia lună din lună. Evident că fiind vorba de niște personalități care aparțin lumii academice, luăm și noi vacanțele de rigoare odată printre aceste întâlniri studențești. Da. Printre aceste întâlniri sperăm să vă faceți timp să reveniți la Bună Dimineața Transilvania și cu alte proiecte, cum spuneați puțin mai devreme, punctați proiectul, veniți și ne spuneți despre ce v-aș invita odată să veniți la o întâlnire a noastră, a domnilor rectori. Și publicul să... poate participa la aceste întâlniri? Acum este un club elitist, dacă aș putea ce, dar ca și reporter, ca am și... Am înțeles. Deci noi să mergem să le dăm mai departe publicului. Cu siguranță publicul va participa în această sală arhiplină, cum spuneam, 26 noiembrie, Fundația Transilvania Leaders din Cluj-Napoca, doamnelor, domnilor. Este vorba despre sala Colegiului Academic, unde se va desfășura acest concert extraordinar. Ora este 19. Avant-premiera concertului de la Viena. Și probabil cunoașteți că după... al doilea război mondial a fost un singur concert în această sală susținut de către o formație, era Filarmonica din București, da? Noi trebuie să încheiem aici, colegii îmi spun că ne-am apropiat de final. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că vă mulțumim venit. Foarte mult pentru că ați fost alături și de noi. Și vă mai așteptăm în eu vă mulțumesc și încă o dată aș puncta această idee că este un mesaj pe care noi îl transmitem comunității, ca fiecare dintre cetățenii acestei țări să se implice în acest eveniment drag nouă tuturor. Ne întâlnim și luni dimineață, dar până atunci nu uitați, concertul de duminică va fi transmis de TVR Cluj. Toate cele bune, la revedere!